Bună dimineața, într-adevăr, Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să tranșeze astăzi această spinoasă chestiune de drept de care depinde soarta mai multor inculpați celebri, precum Elena Udrea, Ioana Băsescu sau Bogdan Olteanu și alții, dar și soarta unor inculpați sau infractori condamnați de drept comun, așa cum ai spus și tu, tâlhari, violatori sau criminali. Înalta Curte trebuie să stabilească dacă deciziile CCR privind prescripția din 2018 și 2022 reprezintă lege penală mai favorabilă și retroactivează. Dacă ar fi așa, precum solicită avocații, atunci nu ar mai exista cauze de prescripție, de întrerupere a prescripției între data intrării în vigoare a noului cod penal, 1 februarie 2014 și mai 2022, data ultimei decizii a CCR privind prescripția, și prin urmare mii de dosare penale s-ar închide ca urmare a intervenirii prescripției. Ar fi cazul dosarelor Elenei Udrea. Toate s-ar închide, inclusiv ea ar putea solicita eliberarea din arest după ce ar solicita revizuirea sentinței de 6 ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute. Așadar, o decizie extrem de importantă este așteptată astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție.